Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara! Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și astăzi, în mod special, despre cum ne-am dorit să se întâmple lucrurile astea în rândul elevilor noștri. Acum, nu știu, probabil că ați citit promo din această seară pentru emisiunea noastră și ați văzut că am început cu o întrebare. Ce vă mai amintiți voi despre orele de știință pe care le-ați făcut în școală? Știți despre ce vorbesc? Fizică, chimie, biologie, orele alea pe care eu cel puțin abia le așteptam, pentru că aveam posibilitatea să intru în laborator și să fac tot felul de chestii, care fac buc, buf, baf, tot felul de lucruri care îmi trezeau interesul și curiozitatea. Pentru emisiunea de astăzi m-am gândit să vă fac cunoștință cu niște oameni care chiar fac lucrurile astea și au atât de mulți copii care îi urmăresc cu interes, cu admirație, încât am zis că trebuie neapărat să vedem care este rețeta, care este secretul prin care reușesc să capteze bucuria unui număr atât de mare de copii. Îi spun bună seara Andrei Stoica, cea care a reușit să pună pe roate canalul de YouTube Profesorii Trăzniți, care a ajuns, iată, dacă nu mă înșel, la aproape 100.000 de... Aproape, mai avem puțin. 100.000 de urmăritori, nu-mi vine să cred, și vorbim despre ore de știință, despre lecții de fizică, chimie, biologie. Mi se pare incredibil cum ați reușit să faceți lucrul ăsta, dar să știi că înainte de toate vreau să te întreb: de ce Profesorii Trăzniți? Că eu așa știam, că profesorii trebuie să fie ăia, dumne, ăia serioși, sobri, la cravată, nu mișcă unul. Dar de ce Profesorii Trăzniți? Păi așa scrie și pe tricoul meu, gândește ca un trăznit, pentru că pe undeva trăznaia este un element esențial în felul în care îi atragem pe copii. Canalul Profesorii Trăzniți a început în 2016 alături de colegul meu Alexandru Iacovlev, pe care îl salut cu această ocazie, așa cum e cunoscut ca Spooky, profesorul trăznit, însă povestea profesorilor trăzniți a început cu mult timp în urmă, în 2005 în România și undeva în 1995 în Spania. Deci, lucrurile... Eu v-am urmărit lecțiile și acum nu ți-ascund că le-am sugerat politicos așa și piticilor mei să se uite și elevilor. Știți, e un canal de YouTube foarte tare pe care puteți să vedeți experimente și o să vă placă, sigur, sigur, sigur. Și dacă l-au cunoscut pe Spooky, nici nu se poate altfel, pentru că Spooky este... Nu știu, mi-aș dori așa un profesor ca el în sala de clasă, da? Așa cum vorbește el, cum face el toate lucrurile alea. Și mi-a mai plăcut o chestie foarte tare. Faptul că vă încheiați lecțiile, le începeți și le încheiați cu un dicton foarte interesant, cu drag de știință. Cu drag de știință. Și salutul. Și salut. Hai să ne salutăm și noi, vrei? Ducem mâna la inimă. Așa. Și strigăm tare cu entuziasm: știință! Știință, da. Ăsta e un entuziasm pe care mi-aș dori foarte tare să-l găsesc în sala de clasă. Și aș fi vrut să te întreb, de ce nu văd eu asta în sala de clasă? Și de ce mai degrabă statisticile pe care le-am văzut în ultimii ani arată o scădere a interesului elevilor față de fizică, biologie, chimie? Care crezi că sunt cauzele? Pe undeva povestea a început de mult și aici, cu entuziasmul scăzut și interesul scăzut pentru știință. Cumva așa s-a născut povestea profesorilor trăzniți și nu la noi, ci în Spania, în 95. Deci undeva în toată lumea există situația asta, nu este doar la noi. Și profesorii trăzniți au apărut ca un răspuns la această situație în care copiii consideră știința ca fiind una aridă și plictisitoare. Și și-au propus să demonstreze că nu, știința este extraordinar de interesantă, experimentele sunt fascinante și tot ce trebuie să facem ca să ne apropiem de ea este să ne păstrăm curiozitatea și entuziasmul. Acum, ce se întâmplă cu entuziasmul? Este cumva un cerc vicios. Copiii intră în școală cu prejudecăți, probabil de la părinții lor. Eu nu am beneficiat de niște lecții de fizică și chimie, așa cum povesteai tu. Eu am fost o generație care a învățat într-un laborator toate materiile, nu am avut chimie sau fizică, nu am făcut experimente. Tot ceea ce am făcut a fost o teorie pe care trebuia să o învăț pe de rost și pe undeva nu am înțeles-o la vremea respectivă și iată că ce nu vezi la timp te urmărește toată viața, pentru că eu acum am luat toate lecțiile de fizică și chimie și m-am apropiat de ele altfel. Ce vreau să spun e că
li se confirmă prejudecata odată ce intră în școală, că știința este aridă, profesorii, neavând entuziasm din partea copiilor, își pierd și ei entuziasmul? Așa este. Asta e o chestie interesantă, că e în mod evident legată într-o mare măsură de profesori și nu pot să nu mă gândesc la Spooky. Spooky este un tip senzațional. Știi cum? În momentul în care doar apare în fața bancului pe care face experimentele, deci n-ai cum să nu te uiți la el. Și aș fi vrut să te întreb, plecând de la exemplul pe care l-a dat el, care crezi că ar trebui să fie profilul profesorului de științe în școală? Să știi că m-am gândit foarte mult la această situație. Trebuie să fie o combinație între ceea ce înseamnă fișa postului unui profesor și o parte din latura noastră foarte ludică. Pentru că un profesor în sala de clasă nu-și permite să fie spooky. Spooky sau profesorul trăznit, așa cum îl pregătim noi, pentru că suntem o franciză și avem un întreg know-how, își permite să fie așa, pentru că merge o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată pe an și au o oră în care se distrează realizând experimente, dar profesorul acela trebuie să urmărească o programă școlară și pe undeva are nevoie și de seriozitate și de responsabilitate, dar și de entuziasm și partea ludică. E o combinație, nu trebuie să fie un spooky autentic. În regulă. E interesant ce ne spui. Să știi că revenim la discuția asta privind profilul profesorului de științe. Cred că în acest moment colegii mei m-au ajutat să intru în legătură și cu domnul Cristian Român. Vă salut, bună seara! Am onoare să vă salut! Mă bucur tare mult că sunteți în direct cu noi. Domnul Cristian Român este cercetător, fizician și senior editor la publicația Știință și Tehnică. Știu, o să-mi spuneți nu cercetător, am citit ce ați scris la un moment dat. Am o corectură, da. Vă rog. Nu, asta e, nu sunt cercetător, sunt inginer de aviație. Da, mă gândeam că o să-mi spuneți lucrul ăsta, dar sunteți un om care cunoaște foarte bine zona asta. De zona asta de cunoaștere și aș vrea să vă rog să încercăm să facem așa o radiografie în ceea ce privește nivelul de cunoștință și gândire științifică în rândul elevilor din România, știind că și dumneavoastră ați susținut proiectul Andrei și multe altele de popularizare a științei în școlile noastre. Bună seara, domnul Român! Am onoarea să te salut, Andrei! Lucrurile sunt relativ simple și avem indicii foarte clare. Sunt niște teste care se desfășoară pe plan mondial, așa numitele teste PISA, care determină nivelul de cunoaștere al elevilor din generală. E bine, noi suntem printre ultimele locuri din lume, adică ne depășesc cel din Africa, fără niciun fel de problemă. Din punctul acesta de vedere, lucrurile mi se pare extrem de grave. Testele PISA nu sunt teste de olimpiadă. Sunt probleme extrem de simple în care nu ai nevoie să știi pe de rost niște definiții, niște lucruri de genul acesta, ci să aplici ceea ce ar fi trebuit să înveți în școală. Sunt niște aplicații practice, să zicem, ale matematicii. Simple, frumoase. Și de ce am ajuns în situația asta, domnule Cristian Român? De ce? Care sunt cauzele acestui fenomen? Eu, nefiind pedagog, ci studiind sau, mă rog, preocupându-mă cumva din afară acest fenomen, îndrăznesc să susțin faptul că este, cum zicea și Andreea la un moment dat, e plictisea la profesorilor. Ei nu se duc la orele cu elevii cu entuziasmul acela tineresc care ar trebui să-i domine pentru a-i atrage pe copii către știință. Nu știu să povestească știința, o știu și din propria mea experiență. Eu, dacă n-aș fi fost pasionat de știință din cauza că așa se întâmplase, am avut noroc. Mi-a plăcut să citesc și citeam, am mulțumit să citesc din știință și tehnică chiar. Căutam tot felul, apăreau cărți de popularizare foarte subțiri, erau niște broșuri mai degrabă, 2 lei costa bucata. Și citeam acolo povești de știință. Așa m-am apropiat încetul cu încetul. La școală, la fizică, matematică și chimie, am avut rezultate în funcție de profesorii pe care am avut. Pentru că dacă nu reușeam să mă atragă,
Eu mă refugiam în cărticelele mele și cu asta basta. Dar am avut noroc și la liceu și în general de profesori excepțional care m-au ajutat cumva să merg mai departe. Da. Domnule Rămână... Aici este principala problemă. Da, aș fi vrut totuși să vă întreb cum, care sunt schimbările pe care le vedeți dumneavoastră imperativ necesare în programele școlare, în planurile cadru, în așa fel încât orele de știință să aibă nu știu, un impact mai mare, semnificativ în mintea și în viața copiilor? N-aș umbla neapărat la programa școlară, aș umbla la metodologia folosită. Deci, mă uit la manuale, că aici vreau mai devreme să spun, mă uit la manuale, sunt atât de plictisitoare încât mie mi se strepezesc dinții, adică știu despre ce e vorba în lecțiile respective, normal. Dar când le citești, e început definiție. Este incredibil. Începul definiție și pe urmă pare logic să fie așa. Dar nu e prea logic. Cred că la definiție trebuie să ajungi într-o etapă ulterioară. În liceu învățam mult după cursurile Universității Berkeley. Erau cursurile de fizică Berkeley. Nemaipomenite cursuri. Fiecare capitol, fiecare temă, chiar cu asta începea, cu istoria descoperirii electricității, cu povești, cu... și apoi, aproape fără să-ți dai seama, ajungeai și la definiții, și la formule, expresii matematice. Bineînțeles, le citeam în liceu, dincolo de anumit nivel, nu mai puteam să citesc. Dar îmi formam o idee foarte bună. Deschideți un manual de fizică, chimie, matematică de la noi și noi să găsiți din ce poveste. Matematica care pare sterilă. Păi matematica e plină de povești. Să-l povestești pe Euclid, Pitagora, Euler, Riemann. Sunt povești care pot fi spuse foarte ușor. Dar la noi, care e problema cu manualele? Manualele trebuie să fie tot așa, cât mai subțiri, ca să nu coste mult. Și se reduc la chestii extrem de seci și cum să zic, care îi îndeamnă pe tineri, în loc să se bucure de ceea ce învață, îi îndeamnă să tocească, să învețe pe de rost. E până foarte adevărat. Ceva mai devreme. E foarte adevărat. Domnule Român, pe de altă parte, unii ar spune, da, uite, țara noastră are olimpici la matematică, la fizică, au fost la Balcania de nu știu de care. Înseamnă că noi suntem un popor care știe matematică, știe fizică, știe de toate. Cum ne explicăm totuși discrepanța asta între olimpici, copii foarte pasionați și care muncesc foarte mult de altminteri și procentul ăsta îngrozit de mare de elevi care nu au cunoștințe elementare? Sunt, de fapt, niște excepții. Sunt niște copii dopați. Ei, nu din ce au învățat la școală ajung la rezultatele astea, ci au, să zicem, pregătire suplimentară, să nu numim meditație. Pentru că meditatorii, eu mă uit la nepoată mea, care nu-i plăcea matematica deloc, dar a ajuns la o meditatoare foarte bună, care cu pasiune o învață, stă de vorbă cu ea, mă rog, e doar ea cu care vorbește la într-un anumit interval de timp. Și așa ea a început să-i placă matematică. Și toată lumea are o părere că matematica e o chestie sterilă, o chestie dificilă, ceea ce nu este matematica. Matematica, în primul rând, chiar nu este despre numere. Este un mod de gândire care trebuie și poate fi educat pe băncile școlii. Da. Așa cum istoria nu este despre date și ani și bătării. Aoleu, nebuneam la istorie. Vai de mine, eu nu reușesc să țin minte... Aici vă înțeleg, dar să știți că am aceeași argumentație precum cea pe care ne-ați expus-o un pic mai devreme. Revin la discuția cu dumneavoastră, aș vrea să o întreb pe Andreea. În contextul ăsta în care, iată, manualele, programele nu sunt tocmai ce ar trebui, nu trezesc interes, cum reacționează copiii în contact cu lecțiile pe care le faceți voi? Ce feedback ați primit? Ce vă transmit după ce vă urmăresc o secvență?
Păi uite, noi am început proiectul Știința Altfel exact la sugestia copiilor. După ce am lansat canalul Profesorii Drăzniți, au început să ne scrie. Nu ne ajuta și pe noi cu lecțiile, că nu înțelegem nimic la fizică și chimie. Noi suntem actori, nu putem să-i ajutăm. Și am stat și ne-am gândit, ne-au spus, nu avem laboratoare, erau copii din toate părțile țării. Și ne-am gândit, hai să luăm lecțiile din manual și să le facem în felul nostru, supraveghează un profesor de fizică sau de chimie. Și am legat parteneriate cu școli și am pornit la drum. Ei bine, copiii se uită și sunt foarte atrași, pentru că noi păstrăm în toată activitatea asta pe YouTube, în videourile pe care le facem și care merg unul la unul cu programa școlară, foarte multe glume, ne amuzăm, descoperim împreună cu ei, greșim, ne mirăm, întrebăm. Adică toate lucrurile astea vin într-un mod natural, cumva pe noi ne-a ajutat faptul că nu am înțeles la vremea noastră nimic și atunci suntem la fel ca ei și descoperim deodată cu ei. Da, să știi că aici sunt curios să ne povestești ce rol are digitalizarea în realizarea experimentelor. Pentru că aici să-mi ierți, te rog, analfabetismul pedagogic. Eu am crescut știind că experimentele se fac în laborator, trebuie să fie copilul care pune acolo niște substanțe în berzelius și le amestecă și mai face nu știu ce cu pilitura de fier. Cum reușești să folosești digitalizarea pentru a îi ajuta pe copii să înțeleagă cum funcționează un fenomen fizic sau chimic? Să știi că la această parte Spooky este expertul. El se pricepe foarte bine la tot ce înseamnă programe, felul în care trebuie să filmăm, felul în care adaptăm ceea ce filmăm. Și filmăm efectiv ceea ce facem ca și cum copiii ar fi împreună cu noi acolo. Facem toate experimentele. Te întreb pentru că în perioada pandemiei, argumentul ăsta că nu putem să facem experimente în școală online a fost probabil unul dintre cele mai des invocate. Mulți dintre profesorii de știință au zis, nu știu ce ne facem noi nu ne descurcăm, nu se poate, ne întoarcem înapoi la școală, că doar acolo putem să facem. Voi ați arătat chiar înainte de perioada pandemiei că ba da, se poate. Păi da, am avut alături de noi o doamnă profesor extraordinară pe care aș vrea să o salut și să vorbesc despre ea, pentru că a fost o revelație. Se numește Simona Constantin, de la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, pasionată, cu un laborator întreg în spate. Ea face acele experimente și online și offline, pentru că are toate materialele necesare. Desigur, nu neapărat se pricepe să le filmeze și am făcut împreună acest lucru. Dar, în principiu, cei care nu fac online experimentele nu prea le fac nici offline. Nici offline. De asta mi-era teamă. Și să știi că aminteai despre laboratoare. Acum, probabil, ascultătorii noștri, cei care interacționează, au copii la școală, cu siguranță știu că sunt foarte multe școli în care practic noi nu mai avem laboratoare absolut deloc. Au fost transformate în săli de clasă și cam asta a fost. Iar profesorii de științe s-au cam resemnat și au zis ok, rămânem doar la predarea teoriei, umplem 5 table în fiecare oră și cam asta e fizica, chimia și biologia, ceea ce nu e foarte în regulă. Dar să știi că lucrurile astea și scăderea interesului pentru orele de știință și în general o gândire științifică slab dezvoltată e un lucru pe care îl remarcăm nu doar în rândul elevilor, ci și în rândul adulților. Și sigur că da, am văzut asta în ultimii 2 ani, când confruntați fiind cu soluții care presupuneau cunoștință și gândire științifică, am văzut o categorie destul de consistentă a populației care a reacționat foarte prost. Neplăcut surprins să văd că sunt unii care nu înțeleg principii elementare. Și revin la dumneavoastră, domnule Cristian Roman. Acum pot să înțeleg că unii dintre concetățenii noștri care poate nu au educația necesară, e poate firesc să se sperie, nu au informație, nu au înțeles și resping lucruri elementare cum a fost vaccinul, de pildă. Dar nu-mi explic cum de sunt oameni educați de la care avem anumite așteptări. Oameni care au un bibliograf plin cu diplome universitare și titluri de tot felul și care au adoptat aceeași poziție. Ei, asta m-a nedumerit și încerc să înțeleg de ce au ajuns să aibă atitudinea asta. Da, nici eu nu reușesc să pricep de ce au această atitudine.
dar pot să vă spun că pseudoștiința, la nivelul general, dar extrem de ridicat, este în mediul academic, fără niciun fel de problemă. Am văzut o lucrare de finalizare a unui curs post-universitar la Facultatea de Drept asta din București, în care, care avea titlul Astrologia și Criminalistica, în care se analiza profilul astrologic al lui Râmaru, de exemplu. Am văzut mai multe teze de doctorat în care pseudoștiința la Facultatea de Psihologie a Universității din București, în care pseudoștiința era la ea acasă. Se vorbea acolo de tot soiul de psihologie cuantică, de tratarea cancerului cu ajutorul cristaloterapiei, folosirea radiesteziei pentru diagnosticarea cancerului și așa mai departe. Este o problemă generală la noi. Nu avem, și în continuare nu avem, ce v-am relatat acum, e ceva mai vechi, eu știu, are vreo 10, 11, 12 ani. Dar în continuare vedem la nivel academic cum năzbâtile, așa cum îmi place mie să le numesc, se răspândesc cu foarte, foarte mare ușurință. Referitor la tezele acestea de doctorat, gândiți-vă doar la un lucru. Bun, îndrumătorii tezei aia care au semnat că au acceptat teza, domnule, hai să zicem, s-a întâmplat ceva, eu știu, le-a luat Dumnezeu mințile. Problema mea este de ce oamenii de știință, tezele de doctorat sunt publice. Și l-am învățat ăsta încă din facultate, că e bine să citim cât mai multe teze de doctorat din domeniul nostru ca să ne documentăm, să fim la curent cu ce este mai nou. Că în principiu o teze de doctorat trebuie să aducă ceva nou. Cercetare, da, nouă la nivel mondial, în principiu. Dar nimeni n-a mai citit tezele respective, nimeni nu a reacționat, ele sunt publice. Eu nu le-am găsit pentru că m-am apucat să sap în biblioteci. Le-am găsit pe internet, pe lista tezelor de doctorat. N-am explicație pentru asta. Cred că e o problemă de fundament cultural la noi. Da. Nu găsesc o sintagmă mai bună. Da, bine. Pe noi ne interesează poveștile. Nu reușim să faci o legătură între poveste și fapt. Mai devreme spuneam că manualele trebuie să înceapă cu povești, cu lucruri care sunt accesibile tinerilor. Dar nu trebuie nici ele să rămână la nivelul poveștilor, la nivelul legendelor. Trebuie să meargă mai departe. Dar chestia asta la noi s-a prelungit până la nivel academic. Și lucrurile îmi par extrem, extrem, extrem de grave. Repet, nu pentru că tezele ca atare au apărut. Aceste teze de doctorat. Sunt mai multe, acum am enumerat doar câteva. Ce faptul că împotriva lor nu există reacții. Păi să vedeți profesori de la Universitatea de Medicină din București, care au și ei manuale de cristaloterapie publicate. Da, mi se pare cu atât mai grav. Da, mi se pare cu atât mai grav cu cât, iată, instituții de învățământ universitar, aflate în, practic, o instituție a statului român, tolerează, trece cu vederea bazaconii de asta, așa cum le numiți dumneavoastră. De altminteri, să știți că am și un exemplu năzbătii, iertați-mă, am un exemplu relativ recent, dacă nu mă înșel, anul trecut, în câteva școli într-un județ din țară, a fost propus un curs de numerologie, un curs de formare pentru profesori. Da, înseamnă că, și culmea că avea pata la mauă inspectorului școlar general de acolo. Da, asta mi se pare mai grav. În momentul în care o instituție a statului care ar trebui să aibă discernământul necesar, tolerează, ba chiar promovează astfel de lucruri. Domnule Cristian Român, dar să știți că din ceea ce ne povesteați, se mai desprinde o temă de discuție, de altminteri îngrijorătoare, pentru că am observat în ultimii 2 ani că nu doar gândirea științifică are un nivel foarte scăzut,
crescut în rândul elevilor, în rândul populației, cât și imaginea omului de știință, a cercetătorului. Eu am rămas efectiv siderat să văd cum oameni care totuși au expertiză, au niște ani de cercetare, niște cărți publicate, practic nu au nicio autoritate în fața unei categorii a populației. Cu alte cuvinte, imaginea omului de știință a suferit, cred, cel puțin asta simt în ultimii ani, o modificare în sensul rău al cuvântului. Oamenii nu mai au încredere în omul de știință, în cercetător. Opinia lui nu mai valorează sau nu mai are aceeași însemnătate decât al lui Gigel din județul nu știu care are și el o părere, că a văzut el pe YouTube și a citit el pe Facebook nu știu ce. Cum te-am ajuns în situația asta? Că nu mi explic. Nu, aici o contribuție, că nu numai la noi se întâmplă, o contribuție a avut-o Facebook-ul, sau mă rog, rețele de socializare, ca să nu zic Facebook, în care orice imbecil poate să scrie orice trece prin cap. A zis bine Umberto Eco, da. Când imbecilii respectiv devin influenceri, lucrurile tind către asta. Vă rog să mă credeți, am avut o discuție cu un bun prieten al meu, vă spuneam mai de dimineață chestia asta, pe care l-am considerat, îmi consider și acum, unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunosc, care e profesor universitar, că deci are doctorat, predă. Și critica o lucrare științifică, niște cercetări, publicate într-un mare jurnal medical și în același timp aproba și dădea dreptate unei lucrări care n-a fost publicată niciodată, nicăieri, ba chiar a fost dezmințită de universitatea unde cei care au fost făcută cercetarea respectivă, în care se vorba de grafenul din vaccinuri. Gândiți-vă unde s-a ajuns și oamenii aceștia îi educă pe alții. Gândirea critică, gândirea asta care te ajută cumva să te orientezi și să te îndrezi către informațiile corecte în ceea ce privește știința, este în mare, mare suferință la noi, pentru că, de fapt, nici nu se predă. Sau dacă mai am o nepoată care a făcut un an de zile în Statele Unite liceu. Ei bine, îmi povestea că la toate materiile, inclusiv la literatura engleză, se învățau noțiuni de gândire critică. La biologie, ce să mai zic? Învăța cum să facă un experiment astfel încât să ajungă, să poată interpreta rezultatele cum trebuie. Cum e cu statistica, cum e cu... La psihologie le-au dat un test de personalitate. Profesorul, un băiat foarte deștept, a dat un test de personalitate. A doua zi a venit cu interpretările testului și îmi spunea că o colegă de ei a început să plângă când a citit. I-a întrebat, domnule, e corect? V-am deșifrat? Și toți au ridicat mâna, da. Bine, acum schimbați între voi hârtiile. Era exact aceeași interpretare la toți. Și a fost un discurs lung care l-a făcut. Restul cursului n-a mai fost decât asta, că în psihologie adevărul este mai greu de obținut, că e subiectiv, că gândirea critică trebuie educată, se învață, nu o poți descoperi decât din întâmplare. S-a întâmplat că eu am avut noroc. Da. Dacă nu aveam noroc, că eu eram pasionat cu OZN-uri, cu astronauții din vechime, cu și așa mai departe, extrem de pasionat, nu scăpa nimic, stăteam ore întregi în biblioteci ca să citesc cărțile de tipul ăsta. Da. Chiar am un dosar acasă cu... M-am apucat să traduc din franceză, că atâta știam pe vremea. Da. E în regulă. Revin la discuția cu dumneavoastră. Aș vrea să o întreb și pe Andreea. Uite, sunt un milion de lucruri care țin cumva și de gândirea științifică în rândul adulților. Și mă gândeam acum, crezi că videoclipurile pe care le faceți voi, lecțiile alea de fizică, chimie, biologie, ajung și la adulți? Crezi că putem să dăm nici nu știu cum să o numesc, să facem un soi de alfabetizare științifică și în rândul adulților? Eu nu mi-am propus asta, însă cred că da, pentru că de multe ori părinții își doresc ce e mai bine pentru copiilor și cumva încurajează această treabă și poate uneori stau lângă ei.
și copiii mai mici se uită la ceea ce facem noi. Nu contează vârsta, chiar dacă noi luăm fizica de a șasea sau chimia de a șaptea. De fapt, videoclipurile sunt pentru toți, și pentru copiii mai mici și pentru adulți. Și stârnesc curiozitatea că asta este menirea lor, așa sunt făcute în acest fel. Dar uite, mie mi s-ar părea foarte interesant să vă văd la un curs de formare la care să participe profesori de știință. Crede-mă, mi-ar plăcea la nebunie. Pentru că asta ar fi, ceea ce faceți voi, ar fi așa un set de sugestii metodologice, de metodică, de pedagogie pentru profesori. Sigur, nu vor fi toți ca spuchii, clar. Și de actorie. Și de actorie. Asta e o chestie foarte interesantă. Eu nu știu de ce profesorii nu înțeleg că la un moment dat, din momentul în care intrăm în sala de clasă, suntem, vrem, nu vrem, suntem un pic actori. Da? E adevărat, cei mai mulți dintre noi ne-am intrat în rolul ăla de actor dramatic, exact, sobru. Dar iertați-mă că vă spun acum, parcă prea multă Hamlet. Dramă în sala de clasă. Mi se pare că nu știu dacă e de mare ajutor. Trebuie și aia dozat așa, cu înțelepciune. Dar e foarte adevărat că trebuie să ne învețe cineva, că n-am învățat. În facultate exact. Nu ne-a spus nimeni. Am stat și am făcut proiecte didactice de nu știu câte pagini, am făcut tabele nu știu de care, procese verbale, nu mi-a spus nimeni că trebuie să știu să spun o poveste în fața copiilor. Să știi că sunt niște tehnici speciale. Spooky este unul dintre sutele de profesori trăzniți din toată lumea. Toți profesorii sunt la fel. Am fost la un festival de știință, Abu Dhabi Science Festival, și ne-am întâlnit acolo cu profesori trăzniți din Arabia Saudită, din Egipt, din Statele Unite, și am rămas efectiv surprinsă să văd că venim din atâtea culturi, dar când suntem în fața copiilor și facem știința distractivă, o facem la fel. Mai am o curiozitate. Voi ați încercat parteneriate cu inspectoratele școlare? Adică să vă sune de acolo. Bună ziua, sunt de la Inspectoratul Școlar Dolj. Știți, vrem și noi să vă invităm, avem o ședință cu directorii și am vrea să le povestiți cum faceți voi lecțiile respective, că poate iau ideea, o duc mai departe, sau măcar le spun elevilor, fraților, ia intrați voi pe canalul ăla de YouTube să vedeți ce chestii mișto fac. Să știi că nu, însă am aflat că în pandemie, pe undeva am fost pe o listă de recomandări din partea inspectoratului. Nu pot să confirm 100%, ne-a spus doamna profesor de chimie. Ar fi, da, uite, măcar atât. Dar măcar am avea atât. Nevoie. Da, uite, prin intermediul emisiunii noastre Piața Victoriei, poate lucrurile astea ajung și la cât mai mulți dintre profesori. Nu mai am foarte multe minute la dispoziție, așa că am să mă întorc la dumneavoastră, domnule Cristian Roman. Mai am o nelămurire. Să știți că nu doar acum în pandemie, dar și înainte, în dezbateri de astea care suscită interesul multor oameni, precum teoria evoluționistă, lucruri legate de religie, am observat de cele mai multe ori afirmația asta, precum că știința ar fi o religie. Și de aici o imagine falsă, nu, asupra ceea ce înseamnă demers științific. Știința fie trebuie să ofere toate răspunsurile, fie dacă nu le oferă, atunci nu e bine, înseamnă că ne întoarcem la vechile noastre credințe și ne vedem de treabă. Nu înțeleg relația asta dintre știință și credință. E una dintre principalele răzbătii. Cum am mai auzit oameni importanți, că teoria lui Darwin e doar o teorie. Teoria evoluției e doar o teorie. Nu mai e teorie de mult. Științifică nu este o teorie așa cum... Am și o teoria mea, opinia mea. Nu este o opinie, ci este... E vorba despre un grup de afirmații care este susținut prin dovezi. Și mai mult decât atât, dacă apar alte dovezi care infirmă o teorie acceptată la un moment dat, că și asta îi se reproșează științei. Cum, domnule, păi acum 30 de ani spunea că și uite, acum zice altceva. Deci, pe măsură ce apar dovezi noi, teoria se adaptează sau chiar este respinsă. Teoria lui Newton, de exemplu, ca să dau exemplu cel mai clasic, teoria lui Newton a fost acceptată ca teorie finală în fizică vreme de sute de ani. A apărut Einstein, care a cam dat peste cap teoriei lui Newton. Acum știm că teoria lui Newton este o teorie aproximativă, este valabilă în anumite condiții. Teoria lui Einstein e valabilă și în condițiile în care e valabilă teoria lui Newton, dar este valabilă și în condiții extreme. La viteze foarte mari, la câmpuri gravitaționale foarte mari.
Dar iarăși lipsește în educația noastră și a mea și cred că și a dumneavoastră explicarea sintagmei, adică sintagmei, cuvântului, ce este știința. Dar explicat așa frumos, că așa dacă mă duc în Dex sau într-un dicționar de filozofie, am rezolvat problema în 10 rânduri. Dar nu, explicată cu detalii, cu exemple, cu tot ce trebuie. În regulă. Domnule Român, mai am un minut la dispoziție și aș vrea în încheierea discuției noastre să rog pe Andreea să ne spună foarte pe scurt care sunt planurile voastre de viitor. Suntem acum în continuare în proces de filmare și editare al unui nou sezon Știința Altfel, mai exact fizica de clasa 7-a și fizica de clasa 8-a, în care ne distrăm cu fenomene mecanice, fenomene electrice, fenomene termice și sper cât de curând să mergem cu ediția noua SciKids Festivalul Științei, pe care momentan am oprit-o din cauza pandemiei. Ultima dată am făcut o ediție online și știi foarte bine, unde am adus profesorul Trăzniți din toată lumea, uniți de online. În regulă. Înseamnă că nu ne mai rămâne decât să le recomandăm ascultătorilor noștri să vă urmărească pe canalul vostru de YouTube și, în mod special, evenimentele pe care le organizați voi. N-aș vrea să încheiem fără a vă felicita pentru nominalizarea la unul dintre premiile prestigioase legate de activitatea culturală și de promovarea științei. Sunt foarte mândru de voi, țineți-o tot așa. Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi până acum. Ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.